Salutare, prieteni! După cum știți, eu sunt în vacanță de primăvară și am venit la bunicii mei. Și noi, eu mă aflu într-un proiect cu colegii mei de la școală care se numește Dialoguri Verzi. Și doamna Liliana Cârlig, profesoara mea, ne-a dat o sarcină practică în vacanță, să facem batonașe din semințe. Și bunica mea mă va ajuta. Deci, hai să trecem la treabă. Rețeta noastră este formată din ingredientele care le-a găsit mama și bunica mea prin bucătărie. Primul ingredient este floarea soarelui. Semințele de floarea soarelui sunt bogate în magneziu, vitamina E și vitamina B4. Semințele de floarea soarelui susțin sănătatea creierului și previn schimbările bruște de dispoziție. Următorul ingredient sunt semințele de in. Sunt semințe oleaginoase mici care conțin grăsimi omega-3. Ele contribuie la îmbunătățirea digestiei și reducerea riscului de boli de inimă și diabet. Urmează semințele de chia. Ele în limba maiașă semnifică putere. Semințele de chia erau alimente de bază în cultura aztecă. Semințele de chia sunt pe locul 2 în ce privește conținutul de omega-3 și au o foarte bună sursă de proteine. Continuăm cu semințele de dovleac, care sunt un aliment bogat în minerale, antioxidanți și vitamine, precum mangan, magneziu, fosfor, fier și cupru. Ele au următoarele efecte. Scade stresul și inflamația, susțin sănătatea oaselor, susțin sănătatea cardiovasculară și imunitatea. Ultimele semințe din rețeta noastră sunt semințele de susan, care sunt bogate în grăsimi monosaturate, precum omega-3 și omega-6. Semințele de susan ajută la reducerea nivelului de colesterol din sânge și a tensiunii arteriale. Ca batonajele noastre energizante să fie mai delicioase, vom adăuga rechițele, curmale, stafide, migdale, câteva smochine și nuci de la bunica mea din grădină. Cât bunica mea mărunțește migdalele și smochinele, eu scot sâmburi din curmale. Toate ingredientele sunt gata. Acum putem să trecem nemijlocit la prepararea batonașelor. Într-o tigaie antiaderentă punem 200 de grame de fulgi de ovăz. Tigaia am pus-o la foc mediu și mestecăm treptat timp de 3 minute. Adăugăm toate semințele, fructele uscate și nucile. Prăjim la foc mediu încă câteva minute. Luăm tigaie de pe foc și punem 2-3 linguri de miere. Mai punem o lingură și mestecăm până se topește. Luăm o formă și tapetăm cu hârtie de foc. Punem batonajele noastre în formă. Am întins uniform amestecul. Acum apăsăm bine.
Batonașele noastre sunt gata. Le punem în frigider pentru 2-3 ore sau peste noapte. Am așteptat destul, putem să le tăiem. Batonașele noastre energizante sunt delicioase. Noi deja le-am testat și sunt sănătoase. Vă invităm să le preparați și voi. Poftă bună! Pa, pa!